Inspectoratul Teritorial de Muncă face întâlniri informale cu angajatorii pe marginea modificărilor privind transferul contribuțiilor sociale obligatorii. De la 1 ianuarie 2018 va avea loc mutarea contribuțiilor de la angajator la angajat, așa că inspectorii de muncă au mers la patronii gorjeni pentru a informa în legătură cu acest aspect. Până în prezent au fost instruiți 50 de angajatori din orașul Turceni, iar astăzi patronii din Tismana și Motru au primit vizita angajaților ITM Gorj. Miercuri, inspectorii de muncă vor organiza la Prefectura Gorj o ședință cu toți angajatorii din Târgu Jiu. Întâlnirile din această săptămână se vor încheia în Târgu Cărbunești, unde salariații ITM vor fi prezenți vineri pentru a răspunde întrebărilor angajatorilor din oraș și din comunele din apropiere.